În prezența ministrului administrației și internelor Mircea Dușa, ministrului mediului și pădurilor Rovana Plumb, a președintelui Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Țuțuianu, a reprezentanților unor instituții deconcentrate și parlamentari, Victor Sand a fost învestit prefect. Acesta îl înlocuiește astfel pe Emilian Rusu, care a avut tot un mandat temporar. În debutul ceremoniei de învestitură, noul prefect a depus jurământul de credință. Jur să respect Constituția. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului să aplic în mod corect și fără părtimire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ministrul Administrației și Internelor Mircea Dușa i-a mulțumit lui Emilian Rusu pentru modul în care și-a îndeplinit misiunea de reprezentant al guvernului în teritoriu, exprimându-și convingerea că și activitatea noului prefect se va ridica la nivelul așteptărilor. Să-mi dați voie să îi mulțumesc domnului Rusu pentru activitatea desfășurată ca prefect al județului Dâmbovița, pentru faptul că a avut posibilitatea în cele aproape 6 luni de zile când este prefect să se confrunte cu multiple probleme administrative și politice. Cunoașteți că a fost un an politic agitat, cu alegeri locale, cu referendum și sigur urmează alegerile parlamentare, dar și cu o serie de probleme economice, sociale, administrative, care vizează buna gestionare a activității administrative de către Consiliul Județean, administrația locală, de către ceilalți factori implicați în conducerea activității administrative a județului Dâmbovița. Emilian Rusu a ținut să le mulțumească tuturor colaboratorilor cu care, într-un timp foarte scurt, a reușit să formeze o echipă. Într-adevăr, de la început am spus că vin pe o funcție temporară de 6 luni de zile, că îmi doresc să mă întorc la finanțe publice. De asemenea, vreau să le mulțumesc acelor șefi de servicii publice deconcentrate care m-au ascultat și nu s-au transformat în vectori fiscali în timpul campaniilor electorale. De asemenea, vreau să mulțumesc șefilor de arme care au dat dovadă de profesionalism în toate acțiunile pe care le-am avut împreună și nu au fost puține. Vă mulțumesc încă o dată. Vreau să mulțumesc, sunt foarte puțin, dar oricum știu că toți sunt alături de mine, aparatului propriu al instituției prefectului județului Dâmbovița, niște oameni de asemenea deosebiți și domnul subprefect Gigi Antonie, vreau să-i mulțumesc, fiindcă a fost alături de mine și nu mi-a dat voie să greșesc. Oricum, nu cred că greșeam nici eu. Da? Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc presei. Prefectul Victor Sanda s-a arătat onorat de încrederea acordată de guvernul Victor Ponta, exprimându-și convingerea că relațiile de colaborare vor fi în continuare foarte bune cu șefii instituțiilor deconcentrate. Ar fi anormal să spun că nu mă bucur că guvernul Ponta are încredere în mine și m-a numit prefect temporar al județului Dâmbovița. Domnilor colegi, șefii ai serviciilor deconcentrate, sunt sigur că o să avem o relație de colegialitate și de muncă în special. Excelent! Parte de noastră mă cunosc, Târgoviștea nu este Bucureștiul să fie unul din cei 2 milioane de locuitori. Târgoviștea este mai mică, județul este mai mic. Eu am mai îndeplinit funcția de prefect în 2001-2004. Și vreau să vă asigur că o să avem o colaborare mai mult decât fructuoasă și o să formăm o echipă. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița i-a mulțumit de asemenea fostului prefect Emilian Rusu, care a reușit să se achite cu profesionalism de sarcinile care au revenit într-o perioadă deloc ușoară. Vreau să mulțumesc domnului Rusu Dragoș pentru activitatea depusă în funcția de prefect al județului Dâmbovița. Așa cum spunea domnul ministru Dușa, n-a fost deloc o perioadă ușoară. A fost o perioadă cu alegeri locale, cu referendum, cu conflicte politice, cu evenimente care au pus în pericol viața, integritatea oamenilor în nordul județului. Deci o perioadă dificilă și eu cred că domnul Dragoș Rusu a citat foarte bine de sarcină pe care le-a avut de rezolvat în calitate de prefect al județului Dâmbovița. În același timp, Adrian Țuțuianu s-a arătat convins că și noul prefect va îndeplini cu succes atribuțiile și prerogativele care îi revin. Vreau să vă asigur de asemenea că bunele relații între instituții, între Consiliul Județean și Prefectură, în
scopul asigurării legalității în județ, în scopul asigurării ordinii și liniștii publice, în scopul asigurării punerii în aplicare a programului de guvernare. Deci aceste bune relații vor continua între instituții. Sunt convins că domnul Victor Sanda va fi un prefect bun. Are o experiență administrativă anterioară de 4 ani. Are pregătirea profesională adecvată. Are capacitatea de a asculta toate părțile implicate în gestiunea actului administrativ și are capacitatea de a înțelege foarte bine care sunt resorturile administrative necesare punerii în aplicare a tot ceea ce dânsul a spus în această seară. Și ministrul mediului a avut cuvinte de laudă pentru fostul prefect. Aș începe prin a-i mulțumi și eu lui Emilian Rusu pentru activitatea pe care a desfășurat-o. Am avut ocazia să fim împreună în teren. Este un foarte bun profesionist. În același timp, Rovana Plumb este convinsă că experiența lui Victor Sanda este o garanție a asigurării în continuare a unui climat de legalitate în județul Dâmbovița. Activitatea pe care dumneavoastră ați desfășurat-o atâta timp în administrația publică locală își spune cuvântul astăzi. Și este demonstrată prin faptul că guvernul va investi ca și prefect al județului.